așa că mă doresc să săptămâne. Putem să începem consultare publică cu strategia de dezvoltare pe următorii 10 ani, acel proiect care l-am propus tuturor forțelor politice din municipiul Mărășani. Astăzi avem prima întâlnire cu reprezentanții pensionari de municipiu. Aștept să dăm sugestiile, propunerile finale, le vom prezenta și noi proiectul, iar în cursul zilelor următoare vom anunța rezultatul acestor proiecte. Credeți că vor fi deschiși pensionarii spre proiectele propuse de dumneavoastră? Cu siguranță. Să știți că chiar surprinzător cele mai multe propuneri și chiar cea mai multă implicare în partea comunității vine din rândul pensionarilor. Și mă bucur că sunt activ și au sugestii pentru noi. Mulțumesc.